Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din municipiul Satu Mare. Slujba a fost săvârșită într-un spațiu improvizat, deoarece biserica parohială a fost retrocedată greco-catolicilor în anul 2006. Anul acesta, în cea de-a doua zi de Paști, a fost rândul parohiei și a bisericii Sfinții Arhanghel, aici unde este uh, o slujire jertfelnică unde părinții Sandu și părintele Florin continuă lucrările la noua biserică care va fi o bijuterie acestui municipiu. Este vorba de un ansamblu propriu zis, un spațiu la demisol care va avea și săl culturale și săl sociale și biserica propriu-zisă de sus, care s-a decis să fie construită din lemn în stil maramureșan și care va fi de fapt o frumusețe a orașului pentru că aduce o notă de căldură și de multă credință în sărmar din în Maramureș. De fapt, o să o și construiască meșterii maramureșeni. Prin aceasta, cei 2000 de credincioși care au trăit multe omelințe, pentru că și-au pierdut biserica și foarte târziu au reușit să primească acest loc și să continue lucrările, prin aceasta, păstorii sufletești și credincioși vor avea bucurie. În 2018 și-au propus ca... Sfânta Cruce să fie ridicată pe turnul bisericii, să aibă propriul locaj de cult. Șantierul noii biserici care se află la faza de misolului este situat în centrul parohiei. Piatra de temelie a noii biserici a fost pusă în toamna anului 2009 de arhiepiscopul Justinian Chira. Dăm slavă Bunului Dumnezeu că ne-am bucurat de învierea Mântuitorului nostru Isus Hristos și ne-am bucurat astăzi de prezența preasfințitului episcop Justin, care iată vine de fiecare dată cu mare și multă dragoste pentru noi, aducând binecuvântare și întărire duhovnicească. Ne-a binecuvântat lucrările la biserica ce se ridică în continuare și îi mulțumim dorindu-i totodată cu acest prilej festiv când împlinește 23 de ani de la Hirotonia într-o arhiereu, multă, multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i rânduiască mulți ani în slujirea, în ogorul și în pământul străbun al Bisericii Ortodoxe Române. Preasfințitul Părinte Iustin a vizitat astăzi și șantierul Noii Biserici, care va avea două hramuri, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir.